Nicoleta Voicu și Burcă au greșit grav în vară. Când au tergiversat transferurile. Păi și dacă le făcea Rapid, ce făcea cu transferurile astea? Deci transferurile astea oricum au fost praf. În afară de Gregorio și de politic, nu mai poți să spui nimic. Hai și portarul, să zici că portarul. Dar portarul l-ai avut de prima dată. Și așa portarul ăsta ia tot ce intră pe poartă. Ce să mai... Da, acum avem probleme mari. Uite ce zice Florin. Amzare suspendat cu Botoșani. Mi se pare că mai e suspendat încă cineva. Mi se pare că și Banii e suspendat. Hai să vedem că trebuie să jucăm cu Irimia. N-avem încotro. O să vedeți. Acum e nasol de tot ce s-a... Ce a făcut ăsta acum, ce prostie a făcut... Burcă cu ăsta, cu copii, că ăsta, că copii, că ăsta n-are nicio vină, el stă acolo pe aiață, dar Burcă, ce a făcut acum, ce prostii, ce bălării a putut să facă? Deci a luat cartonașul ăsta, Banii nu joacă, Amzar nu joacă. Să vedem cu cine joci tu, acum trebuie să joci cu ăla, cu Irimia, cu unul dintre frații. Sau Bordușan. Dar Bordușanul văd că nu-l bagă, e clar că nu o să joace, nu-l bagă pe el. N-am să zic că nu e în clica lor de mafioți. Ăștia cu salarii mici, îi trece pe tușe, joacă ăștia cu salarii mari, intră acolo. Că le-a promis, bă, jucați, dar tăceți din gură, voi semnați pe 150, pe 15.000 de coco sau 12.000. Ai văzut că lui Benai dă 12.000. Păi tu crezi că ia la 12.000? Hai să fim serioși. Ăla semnează pe 12.000 ca lua și ia dracu, 7.000. Și așa e mult pentru el, la ce valoare are de fece neatârnare. Acum avem antrenor. Vina o are circa... Du-te, bă, de aici avem antrenor. Du-te. Cine e ăsta, mă? Băi, alo, 007 ăsta care ești. Pleacă, mă, aveți antrenor.